astăzi. Mulțumit de activității criminale a guvernării actuale, mulțumit de activității criminale a conducerii Ministerului Afacerilor Interne, Republica Moldova s-a întors în anii 90. Astăzi, ca și în anii 90, când se redresează și orașul, se ucid oamenii. Astăzi, ca și în anii 90, pe străzile orașelor și satelor se jefuiesc oamenii. Astăzi, ca și în anii 90, în orașe și sate se fură și jefuiesc proprietatea statului și proprietatea oamenilor. Oamenii nu mai au încredere în guvernarea actuală și cer schimbări. Cetățenii Moldovei nu mai au încredere în justiția Moldovei, care este coruptă, care este vândută, care este împărțită între partide politice și servesc numai intereselor conducătorilor acestor partide. Astăzi cetățenii Moldovei nu mai au încredere în Ministerul Afacerilor Interne. Și cer schimbări și cer reforme în acest minister. Reforme concrete, nu reforme pe hârtie cu care se laudă guvernarea actuală, dar reforme concrete. Nu așa reforme care au adus că prim-ministrul Leancă secretizează documentele financiare care dovedesc furtul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne circa 1 miliard de lei. 1 miliard de lei care era îndreptat pentru lupta cu criminalitatea. 1 miliard de lei care era îndreptat pentru lupta cu corupția. 1 miliard de lei furat și ascuns în buzunarul funcționarilor din cadrul conducerii Ministerului de Interne. Așa reforme Republicii Moldovei nu-i trebuiesc. Astăzi, noua Partidul Comuniștilor vă promite că în cel mai apropiat timp va curăți orașele și satele de criminalii care s-au înmulțit. Noua Partidul Comuniștilor vă promite că în cel mai apropiat timp va elibera cabinetele guvernamentale de funcționarii corupți. Noua Partidul Comuniștilor vă promite că va trage la răspundere pe toți oligarhii care s-au îmbogățit din contul cetățenilor Republicii Moldova și din contul Moldova.